Sălășanca Leontina Prodan a organizat astăzi în Sălea Ziua Cânepii, eveniment care a marcat tradiția utilizării extractelor de cânepă pentru industria textilă, dar și pentru a atrage atenția că sub nicio formă cânepa nu este un drog. Auzi, să te înduri, să tai din ea, că e destul de lungă, Nastasie. Nu, bate-o-mi picioare. Așa se bate, așa se unie. Tai-o cât e. Tai-o ea pe acolo. Hai, Lena, ține de snop. Hai, Lena, aici. Hai, Lena, aici la tăiat. Da, da. Nu, pune și acolo, să vedem. Până ne arăduim un pic. Pune-te într-un genunche. Sărbătoarea a fost una inedită la care au fost invitați printre alții fostul ministru al agriculturii Valeriu Tabără, promotorul bucătăriar de Lenești Mircea Groza, rapsos popular, iubitor ai tradițiilor, dar și promotor ai portului popular autentic românesc. Leontina Prodan este cea care încearcă de ani de zile să atragă atenția autorităților asupra faptului că tradiția utilizării extractelor de cânepă în industria textilă este pe cale de dispariție din cauza unor legi pe care le consideră aberante, legi conform cărora cultivarea cânepii este permisă numai cu acordul autorităților, sub pretextul că este un drog. Ziua Cânepii s-a încheiat cu un spectacol susținut de trupa ad hoc, dar și cu o masă tradițională.